Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit! Începem emisiunea din această seară într-un internet cafe. Câți dintre noi nu sunt dependenți de internet și de mes? Câți nu trăiesc în lumi virtuale, imaginând alter ego-uri perfecte? Câți nu mint când este vorba despre ei înșiși? Dar să vedem cum decurge o discuție pe mes între o pițicoancă și un cocalar. Ce faci, popușa? Asta nu pune să. Cine ești? Sunt bărbatul vieții tale, să mă răb, Bibi. Jean de la Craiova? Nu, fă, Gigi din Ferentari. Gigi din Ferentari? Auzi, de unde ai ID-ul meu? De la un coleg de muncă, de la Sort. Mai ești? Da! Îmi dai o poză? Na, de aici. Ce faci, mă? Încerci să o salvezi? Nu. Faci un web, faci un show, ceva? Bagă tu web, eu am băgat poză. Asta că bag. Ia, fii atent aici. Ia de aici, cum îți place? A? Te arată fața. Asta fața, fă, că nu fața te interesează pe tine. Vezi că-ți dau ignor. Lasă asta, zi, te fac o tură cu mașina. Ce crezi, mă, că sunt din alea? Ce faci, fă? Stai pe Invisible, a? Mare șmecherie, ești tu programul ăla. Vând blugi originale 1,5 milioane și tricou Armani 500.000. Scuze pentru masă. Ia zi, fă. Ultima melodie a lui Sorinel. Pentru tine. O am. Îmi dai și mie numărul tău de telefon? Bine. Sau mai bine îți dau eu numărul meu. Că stau cam nasol cu creditul. Păi nici eu n-am credit. E nașpa. Telefon de 18 milioane și credit zero. Ia zi. Într-o oră jumate la Sebastian în parc. Bine. Tu ești? Da. Arăți altfel în poză. Haide, mă, tu ai fi prea frumos. Asta e mașina ta? Da. Mi-a luat o sudană trecută și am ajuns. Ce faci, bă? Să sprijine toți de mașina mea ca să facă poză pentru high five? Pleacă, bă, de aici.